Neața lumea și mi ați venit la O să Recomandă, episodul 30, unde săptămânal servim cel mai bun anime la cei mai buni oameni, iar săptămâna asta avem The Angel Next Door Spoils Me Rotten, sau titlul ăsta, care e super lung. Mahiru Shina este demnă de porecla ei de înger, este o frumusețe divină iubită de toți și excelează atât în mediul academic cât și în atletism. Da, ești deșteaptă, dă și damage. Shina trăiește într-o lume complet diferită față de Amane Fujimia, protagonistul nostru și vecinul ei de alături, în ciuda faptului că trăiesc atât de aproape unul de altul, n-a vorbit niciodată, dar tăcerea lor este ruptă când Fujimia o vede pe Shina stând pe un leagăn în mijlocul unei furtuni puternice și îi împrumută umbrela. Și el pleacă fără umbrela acasă și răcește ca în orice anime. Bă, în anime-urile astea cum dă puțin ploaia pe ei, au și răcit. Când Fujimia răcește a doua zi, Shina dorește să-i întoarcă favoarea umbrelei și are grijă de el cât este răcit. Crezând că aceasta ar fi prima și ultima lor interacțiune, el îi apreciază în tăcere bunătatea. Cu toate acestea, Shina, care nu se poate abține să nu-și facă griji pentru lipsa de ordine și nutriție adecvată lui Fujimia, începe să și să curețe pentru el. Ce să-i facă curat în cameră că e dezastru. <laughs> în timp ce puțin probabil la pereche petrec timp împreună în apartamentul Fujimia, ei explorează adevărata natura relațiilor și emoții blânde care reies din aceasta. Cam asta ar fi așa primul episod, ca să nu vă dau spoilere. Marea majoritate a acțiunii din acest anime se întâmplă fie în clasa 1B sau 2A, fie în apartamentul lui Amane. Este un anime slice of life romanță în care nu se întâmplă nimic extrem la modul că nu țipă nimeni și nu are nu știu ce dramă constantă, inventată sau se plânge prin episoade. Protagonistul nostru are creier și îl folosește, este capabil să ia decizii și să le comunice <laughs> sau să-și exprime emoțiile în cuvinte. Nu există glume nasoale, fan service, nu știu dacă e, e gen super safe. Nimeni n-are ieșiri din alea cum îți la japonezi știi, și le sare sânge din asta, înțelegeți voi. Este foarte plăcut dacă nu cauți adrenalină. Alte personaje în afară de cele principale nu prea mai sunt. Are și ăsta un prieten, dar nu interacționează chiar atât de mult. La un moment dat o să mai vină și pe la el pe acasă, mai apare mai sa cu tasul și are niște interacțiuni foarte faine cu mai sa, că vine la el acasă știind că stă mereu singur și dă de ea acolo și lei like, What? amici, nu știam că am crescut genul la de băiat. Și, na, cam atât nu vă zic mai mult ca să vă bucurați de el. Dacă l-ați văzut deja, să lăsați în comentarii părerile voastre, indiferent dacă v-a plăcut sau nu. Iar până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună, like și subscribe și ne -au de mâine cu un nou clip.